Namaste. Pășim împreună în meditația de seară. Ne unim respirația și conștientizăm că este respirația vieții. Inspirăm și expirăm ușor. Ego-ul este singura problemă și creează o mie de alte probleme. Creează lăcomie, furie, dorință, gelozie și așa mai departe. Oamenii continuă să lupte împotriva acestora, dar totul este inutil. Până nu este tăiată rădăcina, noi ramuri vor continua să crească. Poți să tunzi ramurile și frunzele, dar nu va ajuta la nimic. Datorită faptului că le tunzi, copacul va deveni din ce în ce mai gros. Coroana va fi din ce în ce mai deasă. Copacul va deveni mai puternic. Eu insist că nu trebuie să te lupți cu simptomele, că trebuie să ajungi la rădăcina materiei și e una singură, ego-ul. Taie acolo și toate problemele vor dispărea, ca și cum nu ar fi existat niciodată. Dacă poți învăța să fii fără ego, să fii ca și cum nu ai fi, să fii nimeni, să fii neant, atunci îți vei atinge țelul suprem. Nu există țel mai mare ca acesta. Este ușor să faci asta, pentru că ego-ul este un fals fenomen. Poți scăpa de el. Nu este un lucru adevărat. Este imaginar. Este o umbră. Dacă vei continua să crezi în el, va exista. Dar dacă vei privi în adâncime, vei vedea că nu ai cum să-l găsești. Meditația înseamnă pur și simplu să privești în interiorul egoului, să cauți în toate cotloanele și ascunzișurile ființei tale. Nu ai să-l găsești nicăieri. În momentul în care nu-l mai găsești nicăieri, ai terminat cu el și ești ca un nou născut. Noapte bună.